Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mult timp nu am ieșit nici cu o informație, fiindcă rețelele de socializare, YouTube-ul, Facebook-ul, Twitter, m-au blocat din cauza unei postări, spunând că eu aduc populația la agresivitate. Și iată, după câteva zile, am hotărât să fac un video și să-mi expun părerea referitor la ceea ce am văzut eu la cazurile care au avut loc în Republica Moldova. Ați fost martori fiecare dintre dumneavoastră și ați văzut foarte bine evenimentele care au avut loc pe 9 mai, adică la Parada Victoriei, așa cum spune Dodon. La această paradă îmi fac impresia că au venit rămășițele care au rămas din perioada Uniunii Sovietice. De ce rămășițe? Fiindcă un om normal cu o mentalitate bun, el nu o să mai asculte prostiile și propaganda rusească care o duce astăzi Dodon pe teritoriul Republicii Moldova. Dodon a fost finanțat atâta timp cât a fost la conducerea Republicii Moldova, timp de 4 ani, în fiecare lună, de către Federația Rusă, și eu îl înțeleg destul de bine că el trebuie să-și demonstreze fidelitatea sa față de Putin. În caz contrar, Putin îl lichidează cum a procedat și cu alte persoane. Dar aceasta pe mine nu mă interesează. Fiecare persoană își alege drumul său în viață. El și a ales calea ca să apere interesele Federației Naziste și și-a ales cu ce s-a ales. O declarație foarte importantă pentru mine e că Dodon a spus că el nu va achita acea amendă pe care o va pune statul și că el va ajunge și la Curtea pentru Dreptul Omului al Europei ca să demonstreze că, într-adevăr, Republica Moldova nu a avut dreptate. Atunci eu îl întreb pe el, dacă e cetățean al Federației Ruse, și dacă el apără interesele Federației Ruse, la ce dracului el caută la Curtea pentru Dreptul Omului din Europa? Fiindcă la Curtea pentru Dreptul Omului din Europa sunt foarte multe cereri a cetățenilor moldoveni, iar el e cetățean a Federației Naziste și apără interesele Federației Naziste. Și încă un lucru foarte important. Dacă el spune că va ataca Republica Moldova, fiindcă este lege pentru simboluri, da, eu zic, este lege, dar acele simboluri au alt sens. Nu are sens, nu are sensul pe care îl are lenta Sfântului Gheorghe. Fiindcă lenta Sfântului Gheorghe e o propagandă care a Federației Naziste care aduce numai moarte. Și eu i-aș da o idee că mai bine să achite amenda și fiindcă de la Curtea pentru Dreptul Omului el o să primească același răspuns pe care l-a primit
Zinaida Greceană și pe care l-a primit și Bătrâncea, care s-au plâns la Consiliul Europei că actuala guvernare face abuz de serviciu. Și de ce am spus eu că acestea sunt rămășițele Uniunii Sovietice? Fiindcă uitați-vă la contingentul persoanelor care au participat la această, hai zic așa în ghilimele, paradă, parada a victoriei, pe când unii duc, pentru unii, zic eu, e o tragedie, fiindcă și-au dat viața rudele bunei, străbuneilor, iar pentru alții e o distracție. Aceasta este o... Nici nu știu cum să-i spun. Nici nu vreau ca să-i înjosesc, fiindcă iarăși o să mă blocheze și iarăși nu o să am acces la informații. Această categorie de persoane e lipsită totalmente de rațiune și ei habar nu au de istoria și nici nu vor ca să-și dea seama la ce pas au mers străbuneii lor, fiindcă ei și-au jertfit viața pentru viitorul lor mai bun. Însă străbuneii lor să fi știut că ei astăzi o să sărbătorească ziua victoriei, eu cred că ei n-ar fi mers la așa pas, fiindcă această zi a victoriei din anul 45 până în anul 65, când a fost Brejnev la conducerea Uniunii Sovietice, nu s-a mai sărbătorit niciodată, fiindcă însuși veteranii, însuși acei care au fost în prima linie a luptei și care s-au întors înapoi în viață, numai ei cu adevărat au știut prin ce coșmar au trecut. Însă, actuala generație, ei sărbătoresc ziua victoriei. Aceasta a fost o informație, o altă informație o am, că rușii, după cum știți sau nu știți, au luat și au jefuit, au furat grâinele de pe teritoriul Ucrainei cu camioanele, au furat câteva zeci de tone și după cum știți că înainte de 9 mai, conducerea Federației Naziste, chiar și Maria Zaharova sau nu știu, chiar și Lavrov, ei spuneau că numai după 9 mai Federația Națistă va declara război Ucrainei. Ce fel de război? Vreau numai doar să presupun că după ce Federația Națistă, așa zis și ostașii liberatori, au furat grâinele din Ucraina, am în vedere grâul, l-au dus cu camioanele, ei acum o să organizeze alte diversiuni, care pot eu doar să presupun că pe teritoriul Ucrainei vor veni cetățeni ruși care sunt adepții lui Putin, care îl susțin pe Putin și vor da foc lanurilor de grâu din Ucraina, în așa mod, cufundând Ucraina într-o criză
alimentară totală. Zic eu că acesta va fi un alt război, fiindcă nicio vietate de pe pământ, fără hrană, nu poate să supraviețuiască. Și iată că Ucraina se confruntă cu un al doilea război, unul cel militar și al doilea va fi cel alimentar, care va fi cu mult, care va fi și el important pentru Ucraina. Atât am vrut să vă spun pentru ziua de azi. O zi bună să aveți. Sănătate!